Începutul lunii noiembrie marchează pentru Liceul Teologic Episcop Melchisedec debutul unui proiect educațional de mare anvergură denumit Proiectul privind învățământul secundar. Efectele dorite prin această strategie vizează mai întâi de toate creșterea la scară națională a gradului de promovare la examenul de bacalaureat. În principiu, majoritatea liceilor au câștigat un astfel de grant și felicitările se cuvin tuturor celor ce au realizat scrisurile de intenție, așa cum se cade. Valoarea grantului diferă în funcție de populația școlară a fiecărei școli, dar în principiu se are în vedere creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat și integrarea câtor mai mulți absolvenți în învățământul terțiar la facultăți. Primul pas pe care îl vom realiza în această direcție, bineînțeles, în funcție de lucrurile prevăzute de ghidul de finanțare, va fi amenajarea unor laboratoare. În fiecare an vom amenaja câte un laborator, iar apoi în semestrul 2 încep activitățile remediale. Profesorii care au discipline de bacalaureat vor realiza pregătirea în cadrul acestui proiect cu elevii vulnerabili, fie din mai multe puncte de vedere, și care au dificultăți în a-și însuși cunoștințe de bază, în așa fel încât să treacă acest examen. Dincolo de acest obiectiv, ne dorim în principiu să folosim această experiență pentru a da un nou puls activităților de învățare, să oferim elevilor o altă miză de reușită și, de ce nu, și pentru noi, pentru cadre didactice, să fie o implementare a lui, deși va fi condiționată de un volum de muncă evident, să fie o experiență până la urmă, în așa fel încât să atingem noi orizontul în materie de management al învățământului. Coordonat de o echipă managerială condusă de Liliana Preoteasa, acest proiect își propune îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an de învățământ universitar. Pentru realizarea acestor obiective de interes național, s-a realizat un împrumut în valoare totală de 200 de milioane de euro de la Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare, informează reprezentanții Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.